Aș vrea să știu de ce Dinamo, în condițiile în care ai surprins pe toată lumea, într-un moment greu al clubului, știm cu toții de ce, și având și alte oferte. Nu prea mai contează acum ce oferte am mai avut, pentru că sunt aici și sunt 100% cu inima, cu dorința de a face treabă împreună. Într-adevăr, am simțit că este și toată lumea știe că este un moment mai dificil, dar m-au impresionat ce au reușit să facă fanii și am simțit că trebuie să dau și eu o mână de ajutor. Clar, a contat foarte mult acest aspect, pentru că eu practic cu ei am discutat și cu ei am negociat, să spun așa. Și ți se pare normal să discuți cu suporteri când se presupune că Dinamo are patron? Teoretic, pe hârtie, Pablo Cortasero. L-ai văzut vreodată? Te-a sunat vreodată? Sincer, l-am văzut la televizor, înainte să vin la Dinamo. Am discutat cu fanii pentru că, datorită lor, sunt convins că datorită lor, Dinamo mai există. Și dacă ei nu erau, clar, situația era mult mai grea. Poate nici nu mai vorbeam astăzi de Dinamo, dar sper că împreună cu ei să facem o treabă bună și în viitorul apropiat să vină un investitor. Sper și că vor reuși ei să scape acest club de aceste personaje, acest spaniol? Sunt convins că au această putere, ținând cont. Acum nu vreau să vorbesc de acei spanioli pentru că nu i-am întâlnit niciodată, nu îi cunosc și doar ce am auzit prin presă, pe la televizor sau de la colegi, dar părerea mea că dacă nu ajută, să spun așa, mai bine să lase clubul pe mâinile lor, pentru că vede toată lumea că își doresc și fac o treabă bună. Mai ales că dânsii nu, din ce am zis, n-au plătit nimic sau... Din contra, au băgat mâna și au luat. Este problema lor, dar este păcat, pentru că Dinamo este un brand și nu este normal ce s-a întâmplat, dar sunt convins că Dinamo nu va muri. Sper să lase clubul pe mâinile, să spun așa, fanilor, pentru că ei sunt la momentul actual cei care se implică, cei care plătesc. Și clar, nu este normal. Bineînțeles că este greu și nu, ce fac ei este un lucru unic, să spun așa, pentru că nu am mai întâlnit și tocmai de asta îmi doresc și mai mult să facem prin rezultatele noastre să facem lucruri bune împreună, pentru că merită din tot sufletul ceea ce fac și Sper ca din vară să fie situația alta. Tu pe părtii sau prin alte locuri oamenii se adună, iar pe stadion nu. E clar că Dinamo trăiește și va trăi prin acești suporteri minunați și știm cu toții că suntem mult, mult mai puternici cu ei pe stadion. Îmi doresc în scurt timp să revenim la normal și poate de început o anumită limită, dar să fie mai aproape de noi.